Institutul de Biologie al Academiei Române este o structură cu un statut bine definit, o instituție cu tradiție care a reușit de-a lungul vremii să câștige un bine meritat prestigiu intern și internațional. Cine se gândea în anii 1949-1950, când au fost înființate colectivele de floră și de faună a României, de fiziologie vegetală și de ecologie animală, de ecologie vegetală și genetică animală, că ele vor reprezenta primele elemente dintr-o construcție care peste 10 de ani avea să devină un institut de renume în cadrul Academiei Române. De la laboratoarele de atunci și până la Institutul de Biologie de astăzi au fost pași mulți, uneori anevoioși. În 1954 apar colectivele de limnologie, oceanologie și fiziologie animală, iar în 1957, prin reunirea tuturor acestor laboratoare, se înființează primul centru de cercetări biologice din România, care în 1960 va primi numele de Institutul de Biologie Traian Săvulescu. În 1964, toate aceste colective se adună sub un singur acoperiș, cel din Splaiul Independenței, numărul 296, acolo unde își are și astăzi sediul. Repede este dată în folosință sera institutului și se construiește clădirea vivariului. Și, pentru că vorbim de mari personalități, trebuie să amintim numele profesorului Gheorghe Zarnea, cel care a condus institutul între 1973 și 1985, iar apoi, până în 2006, a fost director onorific al acestei instituții. Întemeietor al învățământului de microbiologie generală din facultățile de biologie și chimie, creator al unor discipline noi, precum virologia, imunologia, bacteriologia medicală, ecologia microorganismelor sau microbiologia industrială, distins profesor și cercetător de renume, membru al Academiei Române, Gheorghe Zarnea este autor a peste 225 de lucrări, cunoscute și recunoscute în țară și în străinătate. În mai bine de 50 de ani de existență s-au întâmplat multe în viața institutului. Au apărut și au dispărut laboratoare, secții, colective de cercetare, s-a renunțat, s-a revenit și uneori iar s-a renunțat la diverse denumiri, statute de organizare sau apartenențe instituționale. În anul 2008, Institutul de Biologie al Academiei Române a fost acreditat ca Institut de Cercetare, unitate componentă a Sistemului de Cercetare-Dezvoltare de Interes Național. Dincolo de istoria zbuciumată, ceea ce contează este faptul că cercetarea biologică a evoluat continuu. Au fost menținute nuclee de cercetare în domenii tradiționale și s-au dezvoltat direcții noi. Organizat pe baza unor programe și proiecte de cercetare, consolidat cu o structură de personal echilibrată, inclusiv ca experiență în cercetare, ancorat puternic în rețeaua de cercetare națională și internațională, Institutul de Biologie al Academiei Române își respectă și consolidează numele și se afirmă totodată ca reper în structurile de cercetare din cadrul Academiei Române. Institutul de Biologie al Academiei Române își desfășoară activitatea cu 120 de persoane. 80% din aceste persoane sunt implicate direct în cercetare. Institutul are în prezent 6 departamente, 3 departamente de cercetare, 3 departamente administrativ-financiare. Cele 3 departamente de cercetare sunt Departamentul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Biodiversității, Departamentul de Microbiologie și Departamentul de Citobiologie Vegetală și Animală. Institutul de Biologie are 3 locații. Locația principală aflată în București, cu o suprafață utilă de 8.000 de metri pătrați, la care se adaugă vivariu cu o suprafață de 3.000 de metri pătrați și sera cu o suprafață de 300 de metri pătrați. De asemenea, avem un staționar la Sulina, care este în principal dedicat cercetărilor de ecologie acvatică și un staționar la Posada, dedicat în principal ecologiei terestre. Și să nu uităm de cele 2 colecții publice administrate de Academia Română prin Institutul de Biologie București. Herbarul de plante superioare cuprinde aproximativ 400.000 de specimene, majoritatea cu valoare de unicat, specii endemice, rare, planșe vechi de peste 100 de ani,
colecții ale unor botaniști iluștri, precum și o importantă colecție de briofite, peste 50.000 de exemplare colectate de pe întreg cuprinsul țării. El are o valoare patrimonială de excepție, multe exemplare putând fi incluse în categoria tezaur a patrimoniului cultural mobil. Herbarul micologic a fost înființat în anul 1928 la inițiativa lui Traian Săvulescu și cuprinde astăzi și prin contribuția specialiștilor din institut aproximativ 140.000 de specimene, cele mai multe fiind fitopatogene, exemplare colectate din România, dar și din alte țări, având o mare importanță internațională. 42.000 de exemplare de fungi sunt bunuri ce fac parte din patrimoniul cultural național. Aceste valoroase colecții se regăsesc indexate la nivel internațional în Index Herbariorum, fiind astfel accesibile specialiștilor și tuturor celor interesați din întreaga lume. Principalele direcții de cercetare ale Institutului de Biologie al Academiei Române ar putea fi rezumate în felul următor. În cadrul Departamentului de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Biodiversității, principala direcție se referă la studiul biodiversității și la studiul efectelor antropice asupra biodiversității. De asemenea, studiile de taxonomie reprezintă iar o direcție importantă. În cadrul Departamentului de Microbiologie, studiul microorganismelor extremofile, cele care trăiesc în condiții extreme, în special fiind vorba de cele care trăiesc la concentrații mari de sare. În cadrul Departamentului de Citobiologie Vegetală și Animală, putem menționa două direcții principale de cercetare. Una se referă la conservarea plantelor periclitate, cu studiile la nivel celular și molecular, cealaltă se referă la studiul cancerului de piele, în principal interacțiunile între tumoră și țesutul normal adiacent. Fiecare departament are laboratoare proprii, inclusiv laboratoare camere curate, de nivelul 7 sau 8. Fiecare departament are în dotare echipamente foarte performante, cum ar fi microscop electronic cu transmisie, microscop electronic cu baleaș, microscop de forță atomică. Există un analizor genetic capabil să determine secvența acizilor nucleici. În același timp, însă, este capabil să facă și genotipări, identificare de persoane, pe baza unor probe de ADN. De asemenea, există un spectrometru de difracție cu raze X, există un cromatograf de înaltă performanță, care are un detector bazat pe spectrometria de masă. Laboratoarele Institutului de Biologie, în prezent, sunt dotate la cel mai înalt nivel, comparabil și chiar depășind unele laboratoare din Europa de Vest, Japonia sau America de Nord, Statele Unite, Canada. La Institutul de Biologie București s-a urmărit constant creșterea capacității de cercetare, atât din punct de vedere al resurselor umane, cât și al bazei materiale, precum și corelarea performanțelor cu finanțarea instituțională. Din punct de vedere financiar, după 1989 au fost destule situații în care Institutul de Biologie s-a situat la granița dintre a fi și a nu fi, supraviețuind cu minimul de resurse existente, în principal prin finanțare publică. Cu o bază materială până în 2009 depășită fizic și moral și o subfinanțare prelungită, racordarea Institutului la tendințele europene și mondiale din știință, chiar dacă a fost vizibilă în proiectele de cercetare, nu a putut atinge nivelul necesar pentru a deveni un partener pe măsura potențialului uman existent. După 2009, lucrurile s-au schimbat esențial. Modernizarea bazei materiale, precum și finanțarea proiectelor prin competiție pe plan național și internațional, au determinat creșterea performanței și schimbarea mentalității privind accesul la resurse.
Institutul de Biologie București are două surse de finanțare. Principala sursă de finanțare o reprezintă subvențiile primite de la Academia Română pentru salarii și utilități. Această sumă se ridică la 3,6 milioane pentru anul în curs, iar a doua sursă de finanțare importantă o reprezintă proiectele câștigate în urma competițiilor naționale și internaționale, proiecte care anul acesta se cifrează la circa 1,7 milioane de lei. Un proiect decisiv derulat de către Institutul de Biologie București a fost proiectul DiBioClim, proiect cofinanțat de către Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat, proiect destinat modernizării infrastructurii de cercetare a Institutului. Valoarea totală a proiectului se ridică la circa 9,5 milioane de euro. Întreaga activitate a Institutului de Biologie din București este axată pe tendințele moderne de dezvoltare a societății și se înscrie pe direcțiile prioritare din tematica europeană. Într-un mediu de colaborare și competiție, excelența a devenit o țintă pentru România în general și Academia Română în particular, țintă spre care tinde și Institutul de Biologie București, alături de celelalte institute de cercetare-dezvoltare. La data de 29 septembrie 2010, în cadrul Conferinței Științifice Internaționale 50 de ani de cercetare academică în biologie, Institutul de Biologie din București a primit din partea Academiei Române distinția Meritul Academic. Având certificat activitatea în cadrul sistemelor de management al calității ISO 9001 și ISO 14001 și dotări de ultimă generație, Institutul de Biologie București se poate compara astăzi cu cele mai moderne structuri de cercetare din întreaga lume. Viitorul institutului depinde de vizibilitatea sa internațională. În acest scop, tot personalul din cercetare, atât personalul cu studii superioare, cât și personalul cu studii medii, va trebui să utilizeze la maximum dotarea existentă, în așa fel încât să avem rezultate care să fie publicate în reviste internaționale cu factor mare de impact. Am certitudinea că în viitorul apropiat rezultatele lor vor duce la o vizibilitate și mai mare a Institutului la nivel internațional. Proiectul Dezvoltare a infrastructurii Institutului de Biologie București pentru întărirea capacității de investigare a biodiversității în contextul schimbărilor climatice globale a fost cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Planului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice.